A vorbit Dumnezeu oamenilor? Cum știm asta? Da, bineînțeles, Dumnezeu a vorbit oamenilor. Cea mai mare dovadă că Dumnezeu a vorbit oamenilor o avem în Biblie. Biblia este o carte, de fapt este o colecție de cărți. În Biblie avem 66 de cărți. 66 de cărți care sunt revelația lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu descoperit oamenilor. Dumnezeu s-a folosit de 44 de proroci ca să-și descopere voia lui și o avem în Biblie. Și atunci vă zice, nu, dar păi oamenii ăștia puteau să, vă zice cineva, păi, dar oamenii ăștia puteau să scrie și trăsnit lor prin cap și apoi după asta să-i pun într-o carte și să zică că asta ar veni de la Dumnezeu. Că este adevărat, sunt și mulți excluși de ăștia care fac astfel de lucruri și pretind că ceea ce zic ei vine de la Dumnezeu. Nu, dragii mei, nu așa este în cazul Bibliei. Știți prin ce este Biblia unicală, diferită de toate restul cărților care pretind că ar fi de la Dumnezeu? Biblia conține profeții, foarte multe profeții. Și profețiile Bibliei nu sunt așa sumbre, în ceață, ca să o interpreteze fiecare cam cum ar dori. Nu, nu, nu așa. Profețiile Bibliei sunt foarte și foarte exacte, foarte exacte. Și iată, Biblia conține multe profeții exacte care deja s-au împlinit cu cea mai mare exactitate. Și tot așa, lucrurile se vor întâmpla și în viitor. Și apoi, în Biblie, sunt puse mărturii ale oamenilor care l-au auzit pe Dumnezeu atunci când a vorbit și ei au scris mărturiile lor și mărturiile lor nu se contrazic. Mărturiile lor, tocmai invers, completează una pe alta. Iată, de exemplu, când Domnul Iisus Hristos, la botezul Domnului Iisus Hristos s-a auzit un glas din cer. Dumnezeu a vorbit și a spus, acesta este fiul meu prea iubit, de el să ascultați. Apoi când Domnul Iisus s-a urcat, și apropo, acolo la botez erau multă lume, toți au auzit. Apoi când a fost schimbarea la față, Domnul Iisus pe munte acolo s-a urcat cu doi din ucenicii săi, ei au auzit, l-au auzit pe Dumnezeu vorbind din cer și oamenii ăștia au depus mărturia lor. Și apropo, trebuie să știți că toți apostolii au murit pentru mărturia lor, au fost martirizați de la oamenii ăștia, se cerea să spună că nu e adevărat ceea ce au mărturisit ei acolo. Și oamenii ăștia nu, ei au fost gata să moară pentru fiecare din cuvintele lor. Ei, cine ar muri pentru o minciună? Cei care spun minciuni, ei tremură pentru viața lor. Ei nu acceptă să facă astfel de lucruri. Oamenii ăștia, pentru adevăr, au fost gata să moară. Așa că, da, Dumnezeu a vorbit și cel mai important, Dumnezeu a vorbit și vrea să-ți vorbească ție personal. Ia numai decât Biblia. Începe numai decât să citești Biblia. Începe întâi cu Noul Testament. Noul Testament este a doua parte a Bibliei. În Noul Testament sunt patru biografii, Evangheliile, patru Evanghelii sunt biografia ale Domnului nostru Isus Hristos. Apoi este Cartea Faptele Apostolilor, care este istoria Bisericii Primare și după aceea urmează Epistole, care sunt scrisori cu învățătură creștină. După ce citiți Noul Testament, citiți numai decât și Vechiul Testament și căutați să-L cunoașteți pe Dumnezeu, că așa e scris în Biblie. Cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că El răsplătește pe cei care îl caută. Și Dumnezeu spune că dacă mă vei căuta și mă vei căuta din toată inima, mă vei găsi. Dumnezeu să vă ajute să-L găsiți pe El, să credeți în Domnul Iisus Hristos ca să primiți iertarea păcatelor și darul vieții veșnice. Așa vă doresc, Dumnezeu să vă binecuvânteze, pace multă!